Cei în cauză, bărbatul de 42 de ani în comuna Prigoria și suspectul de 35 de ani în comuna Telești, județul Gorj, sunt suspectați de polițiști că în perioada iunie-septembrie 2011 au săvârșit mai multe infracțiuni de furt calificat pe raza municipiului Târgu Jiu. Pentru prinderea suspectului de 42 de ani care se sustrăgea urmăririi penale, polițiștii gorjeni au cooperat cu polițiști ai Inspectoratului de Poliție județean Dolj. Suspectul a fost depistat luni pe raza municipiului Craiova. Ulterior a fost preluat de o escortă formată din polițiști ai Inspectoratului de Poliție Gorj și condus la sediul Poliției Municipiului Târgu Jiu pentru cercetări. În urma probatorului administrat de către poliții, sub coordonarea unui procuror al parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, au fost emise ordonanțe de reținere pe numele a doi bărbați. Aceștia sunt suspectați că în perioada iunie-septembrie au comis mai multe infracțiuni de furt pe raza municipiului Târgu Jiu. Cei doi suspecți au fost reținuți 24 de ore, iar astăzi au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă. Tot astăzi au fost prezentați cu propunere de arestare preventivă, iar cu această ocazie instanța de judecată a emis pe numele celor doi mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. Cercetările continuă în cauză în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii judiciare.